doi bunici au acceptat mai multe decât a fost în stare să accepte proprii părinți. Categoric. În perioada asta, oricum, după ce eu m-am mutat la mătușa mea, în ăștia 6 ani eu am fost destul de des la bunici, că eram pe cont propriu. Deci a fost prima dată în viața mea când eu am mers cu trenul singură, puteam să mă duc singură, adică aveam mult mai multă libertate, nu mai aveam niciun stres, să zic așa, din partea nimic. Cum a fost despărțirea de bunicu? Groaznică. Am aflat înainte de, eram în clasa 11-a și în noaptea aia eu eram trează, nu știu, era 1-2 dimineața, eu eram trează pentru că următoarea zi aveam simulare la română la BAC. Și eu învățam și am auzit din dormitorul lui mătușii mea un telefon, cum suna. Și mi-am dat seama, altceva n-avea ce să fie decât unul dintre bunici care o suna că s-a întâmplat ceva, că ei nu sună așa târziu. Și nu am tras cu urechea, dar oricum se auzea prin perete. Și am auzit-o pe mătușii mea că era destul de panicat, am întrebat-o ce s-a întâmplat și mi-a zis, tu concentrează-te acolo, l-am învățat că vorbim mâine, nu s-a întâmplat nimic, stai liniștită. Eu mi-am dat seama oricum că s-a întâmplat ceva și următoarea zi am ieșit de la simulare și am sunat-o pe mătușa mea și mi-a zis că vezi că ai mâncare în frigider, la la la, o să stai ceva timp acasă singură, că eu mă duc la Severin, că uite așa, tata e la spital. Făcuse un infart și un edem pulmonar. Amândouă în aceeași noapte. Și a tras destul de bine vreo 2-3 săptămâni. A fost internat la un spital privat din Timișoara, până la urmă l-au dus acolo cu ajutorul financiar din partea mătușii mele. A stat acolo, a fost operat, i s-au pus niște stenturi, ceva. Am și vorbit cu el la telefon după operație, adică era chiar foarte fericit. A zis că își simte sângele cum circulă prin el, efectiv, la modul ăla, adică a zis că se bucură maxim așa. Și apoi era vorba că l-au externat de acolo și să vină la Drobeta să stea încă 2 zile, o zi, sub observații, atât. Nu știu ce au făcut oamenii de acolo, în ce fel și așa mai departe. Încerc să nu dau vina pe nimeni, dar e foarte greu, pentru că eu am vorbit cu omul ăla la telefon și am văzut cum, în ce stare era. Au venit aici, seara aia a intrat la terapie intensivă și următoarea zi a murit. Adică atât de brusc a fost totul. Foarte brusc. Eu la mormântarea lui n-am fost. N-am putut să merg. Pentru că m-am gândit că dacă eu îl văd așa, eu așa o să-mi aduc aminte de el. Nu voiam chestia asta. Nu am vrut. Nu am vrut să-l văd așa. Eu vreau să-mi aduc aminte de el și am reușit. M-am învinovățit o perioadă. Că băi, nu m-am dus la mormântare, am înnebunit ce am avut. Dar chiar îmi pare bine că n-am fost, pentru că nu aș fi vrut să-l văd mort. Mi-aduc aminte de el viu, mi-aduc aminte de el în momentele noastre frumoase, cum ne plimbam, cum râdeam, cum povesteam. Mi-e foarte bine, mersi așa. Așa vreau să rămână. Știi? Chiar nu aș putea să... Chiar mă bucur că nu l-am văzut. Ai decis să faci această schimbare? Să fii tu, să te câștigi pe tine. Lumea te-a acceptat? Da, spre surprinderea mea chiar da. Tu te-ai acceptat? Cu cine a fost mai greu, cu lumea sau cu tine? Păi cu mine cred, pentru că dacă de la 11-12 ani eu am simțit că e ceva și n-am vrut să accept. Mi-a luat 2-3 ani de zile să... Ce se întâmpla în mintea ta? Care era lupta? Chestia asta, că nu e ok, că Dumnezeu a lăsat femeie și bărbat ca așa mai departe, adică ce asta spune? Cu care... Lupta asta aș vrea să o știu din mintea ta. Nu știu de ce, dar eram efectiv spălată pe creier că nu e ok. Adică eu vedeam lucrurile altfel de cum sunt de fapt. Vedeam homosexualitatea ca fiind, nu știu, asimilam cu satanismul, cu alte alea, adică la modul ăla. Eu provin dintr-o familie credincioasă. Eu am fost de mică obișnuită cu biserica și așa mai departe. Și... nu știu cum și în ce fel, dar creierul meu a pus în balanță homosexualitatea cu Dumnezeu, deși n-am nicio treabă, adică poți să fii homosexual și să crezi în Dumnezeu. Sunt dovada vie. Și am fost la biserică în continuare, cu mătușa mea, cu atât mai mult. Că e și mai credincioasă, ea este altarul familiei. Și mergeam și am și o poveste interesantă. Am fost odată la biserică cu ea într-o duminică, nu știu exact cum se numește slujba. Știu doar că la un moment dat preotul împarte femeile pe dreapta și bărbații pe stânga.
eu arătând așa. Și m-am dus la femeie, evident, cu mătușii mea, nu știu ce, și s-au luat câteva doamne în vârstă, că lăsați-l să meargă pe băiatul la bărbați, că e mare, că nu știu ce, și mătușii mea a zis că e fată. Se uita așa, era rușine. Era rușine efectiv cu mine. Și nu aveam niciun stres, adică eram, da, sunt fată, e ok, hai să trecem peste. Astea își făceau cruci, erau Doamne ferește, erau... Și a venit preotul, a venit la fiecare cu tămâia și cu să pupăm icoana. Fapt pe care eu nu l-am făcut niciodată, de faptul că nu e igienic. Adică mi se pare igienic să, mă rog. Și a venit, a ajuns și la mine și a întrebat și preotul același lucru. Dar de ce nu este domnul pe partea stângă? Și i-am răspuns eu și i-am zis că sunt fată. Și s-a uitat la mine și mi-a zis: foarte bine că te accepti. Și mi-a zis o chestie că nu 10 porunci, nu mai știu, a fost, e o chestie din Biblie, nu judeca pe nimeni, că dacă judeci, dacă tu judeci faptele cuiva, asta te face mai rău decât orice rău ar fi putut omul ăla să facă, și că la un moment dat oricum toți ajungem, că singurul care ne poate judeca e Dumnezeu, adică chestia asta, asta mi-a zis, că să nu bagi în seamă pe nimeni care te judecă. Eu nu am dreptul să te judec, nimeni n-are dreptul să te judece. Știi, adică la modul ăla, foarte ok preotul. Foarte mișto, mi-a plăcut maxim de el. Tu nu-ți dorești să fii băiat? Nu. Tu doar simți să arăți într-un fel. Exact. Să te aranjezi într-un fel. Exact. Nu există o disforie de gen în care oamenii își doresc să intervină chirurgical și să schimbă sexualitatea? Categoric. Dar tu nu te afli în zona aia. Nu ți-ai pus niciodată problema de a interveni asupra sexualității tale. Nu ai o problemă cu sexualitatea ta, ci pur și simplu îți dorești pentru tine să te îmbraci așa, ca look doar. Exact. Și să mă tun scurt. Atât. Atât. Dacă ar fi să te mai naști odată și ai avea de ales, ți-ai dori să te naști încă o dată femeie sau bărbat? Femeie. Tot femeie. Da. În privința iubirii, ți-a fost ușor să te îndrăgostești? Da. După ce m-am acceptat, adică pe la vreo 15 ani, m-am îndrăgostit pentru prima dată de o tipă care era cu mine în liceu. Și eu intram în clasa 10, ea intra în clasa 9, dar noi aveam aceeași vârstă, pentru că eu oricum am fost dată super mică la școală, la 6 ani, fix, ceva de genul. Și... a fost frumos, adică am fost împreună, a fost o relație de 2 ani jumate. Dar adică... ai suferit la fel de ușor, dar cum te-ai și îndrăgostit? Da, da, pentru că fata asta de fapt oricum era atrasă de băieți, șocant, știu, și n-a fost prima care s-a întâmplat să fie de fapt atrasă de băieți și să-și dea seama după o relație de 2 ani. Nu înțeleg cum funcționează, dar așa s-a întâmplat. Adică spui că de fapt cu asta te poți confrunta tu în relații? Să... că fetele de fapt sunt atrase de băieți? Da. Da, deci efectiv chestia asta că e doar o fază e foarte valabilă pentru unii. Asta. Explică-mi cum e asta cu faza. Adică chiar sunt anumite fete, că la băieți eu n-am întâlnit și mi se pare mult mai greu pentru un băiat să-mi zici că da, e doar o fază, îmi plac băieții. Că știm cu toții cum sunt văzuți băieții în societate care sunt homosexuali versus fetele. Okay. Dar la fete, nu înțeleg cum și în ce fel, sunt unele tipe cărora li se pare cool. Știi? Nu știu de ce. Să iasă cu o tipă o perioadă. Da. De da. Niște luni. Sau ani, efectiv. Și apoi? Ani. Și apoi să, când, nu știu, când mai crește, probabil când se maturizează, când se îndrăgostește de un tip, să fie, știi ceva, mie îmi plac oricum de fapt băieții. Și atunci tu rămâi așa, adică dacă am fi fost împreună o lună, două și mi-ai fi zis asta, ok. Dar după 2 ani. Și cum diluiești cu lucrul ăsta? Păi cum am diluit? Că nu mai diluiesc cu el. Ce, am lăsat-o în pace? Ok, aia e. Asta la a doua relație care s-a întâmplat la fel. Adică fix după ce mi s-a terminat prima relație, când am avut următoarea relație, s-a terminat exact la fel. Îi plac băieții. Ok. Acum? Am relație. Ești? E o relație stabilă și sănătoasă. Finally. Fericită? Foarte fericită. În privința familiei, ce vrei să faci?
Asta încă nu știu. Categoric îmi doresc copii. Deci o să îmi doresc să am o familie, adică o soție, cred că doi copii, nu numai unul, adică la modul ăla. Nu știu dacă este de rămas în țară. Nu prea cred. Adică ți-ai dori să ai copii cu o parteneră? Da. Dar nu ți-ai dori aici, în România? Nu cred. De ce? Pentru că eu nu prea văd, adică țara începe ușor, ușor, eu am simțit o schimbare înspre bine în ceea ce privește asta cu homofobia, nu mai e la fel cum era eu și așa mai departe. Eu am la începutul discuției, în suspensie, pentru că eu am crezut cumva, tu adoptând un stil vestimentar masculin, că s-ar putea ca să iei ca pe un compliment faptul că oamenii chiar au ajuns să aibă o confuzie în a te vedea ca pe un băiat. Nu o iau neapărat ca pe un compliment, nu mă deranjează. Nu, la maniera foarte serioasă spun. Din moment ce tu la 14 ani în oglindă, ți-ai dorit până la urmă să ajungi la o imagine care să îndepărteze cât mai mult de păpușa Barbie și să ajungi acum la 22 de ani. Ca oamenii cumva să se confunde în imaginea asta, nu știu dacă e chiar atât de rău. Da, nu mă deranjează oricum. Nu m-a supărat niciodată niciun om care m-a confundat cu un băiat sau așa mai departe. Adică, pentru că înțeleg și eu, mă văd și eu în oglindă, mă văd și eu cum arăt. Adică ar fi și culmea să mă supăr că nu vine unul la mine și nu-mi pupă mâna când mă întâlnește. Hai pe bune, uite cum arăt, adică sincer. Ai încercat fata o relație cu un băiat? Da. A fost oribil. Da, am încercat, cred că aveam 12 sau 13 ani cu un tip care era mai mare decât mine cu vreo 2-3 ani. Și nu am simțit absolut nimic, adică gen și când, bine, ce poate să facă niște copii în 2012-2013, la 12-13 ani ne pupam, efectiv, țuc, atât și ne țineam de mână. Deci nu, eu știu că m-am întrebat la un moment dat de ce oamenii au relații, că mi se părea foarte boring, deci mi se părea că nu simt absolut nimic, că nu știu. În privința relației de acum, dacă în privința familiei tale lucrurile sunt așa cum sunt, mama e la doi pași și te are la bloc, efectiv, în telefon. În partea cealaltă, aveți parte de o familie care vă acceptă? Părinții ei nu tocmai știu. Ei nu știu. Pentru că nu ar înțelege. Și atunci suntem așa, ca și cum undercover. Adică ei habar nu au. Nu te știu. Ba, dar mă știu pe mine. Dar nu știu că sunteți împreună. Da. Doare chestia asta cumva, nu? Când eram mai mică, în alte relații și așa, da, mă durea că vedeam lucrurile altfel, nu știu de ce, dar acum e mult mai ok să știu că putem evita, eu știu ce, haos și așa mai departe, atât de ușor. Că se poate evita foarte ușor. Categoric, la un moment dat, îi va spune, le va spune părinților ei și așa mai departe. Sper. Dar nu, am vorbit despre asta, adică. Și mi-a zis că o să le spună, dar momentan e mai bine așa. Efectiv, putem evita, nu și-are rostul acum, eu știu ce, că știu ce reacție au părinții în general la chestii de-astea și efectiv, hai să evităm asta. Deci părinții știu doar că sunteți? Nici măcar prietene, nu. Nu știu deloc? Nu știu, efectiv, mă știu pe mine, mă știu cred că de ceva timp, da, mă știu de câțiva ani de zile, dar atât, adică am fost o colegă, și acum nici nu mai exist în peisaj, adică la modul ăla, am lăsat-o, hai să fie cât mai așa, ca să nu se pună întrebări, să evităm pe cât posibil orice chestie. Reușești cu internetul? Da. Ar putea să fie o sursă de venit, de exemplu? Ar putea? Categoric. Ai putea să trăiești din asta? Categoric. Da? Nu știu dacă mi-aș dori neapărat să trăiesc doar din asta, dar categoric, da, se poate trăi doar din asta, lejer. Pentru final, o să te rog, avem o cameră acolo. Dacă poți să le spui ceva celor care trec prin ce ai trecut tu, dacă ai un sfat pentru ei.
ar trebui să realizați că cea mai importantă persoană din viața voastră sunteți chiar voi și să vă puneți pe primul loc pe voi, nevoile voastre și așa mai departe și nu stați într-un mediu toxic, indiferent ce v-ar lega de chestia asta, nu știu, că n-aveți bani sau așa mai departe, mereu se va găsi o cale. Deci, dacă voi vreți să scăpați dintr-o, că e o relație, că e acasă, că whatever, pleacă. Du-te și pune-te pe tine pe primul loc mereu. Bine, mulțumim. Mulțumesc și eu. Despre cale e vorba. Întotdeauna există o lumină la capăt de drum. Important e să speri în ea, să o cauți. Ea va veni. Crede în tine întotdeauna. Vă mulțumesc că a stat din nou în oglindă.